Sebi Tudor întâlnește provocări la tot pasul. Antrenorul e pus în dificultate nu numai de rezultatele obținute de elevii săi, ci și de alcătuirea formulei de start. La fel s-a întâmplat și la meciul cu ACS Poli Timișoara, când tehnicianul s-a confruntat cu numeroase probleme de efectiv. Dacian Varga și Peteleu au fost suspendați, în timp ce alți jucători au acuzat diferite accidentări. Pe lista indisponibililor s-au numărat și trei fotbaliști francezi, aduși de fostul manager sportiv Mihai Joița. Sofia Musa, Nicolas Farina și Jeremy Forpore au lipsit de pe teren în partida cu Poli, sporind astfel șansele să se despartă de Petrolul. Aceștia ar putea urma exemplul lui Guillaume Ripe, un alt jucător francez adus în vară la Ploiești, fotbalist care și-a reziliat după numai 2 luni contractul cu gruparea galben-albastră. Petrolul a încheiat raporturile contractuale cu managerul sportiv Mihai Joița pe 25 august, atunci când formația ploieșteană s-a despărțit și de antrenorul Tibor Selimeș.